Bun venit la Starea Nației, eu sunt Dragoș Pătraru, gazda dumneavoastră. Sărumâna, tanti Viorica, sărumâna. Cum să vă spun, dacă renunțați acum sau dacă jucați rolul ăsta care vi s-a dat de prim-ministru pentru următoarele 6 luni, cam tot aia e. Adică nu cred că ne puteți schimba opinia despre dumneavoastră. Am văzut cam tot ce era de văzut zilele astea. Confirmarea a ceea ce bănuiam a venit în acel moment în care doamna Vasilica Viorica a vorbit. Cât credeați, doamnă, că veți mai amâna acest moment? Cred că trebuie ca în viața noastră politică, românilor în general, să avem alte modele, să creăm anumite modele de femei în viața politică, care nu reprezintă pe toate femeile. Și aici cred că ar trebui să se facă o distinție și să încercăm toate femeile, ca și în alte domenii de activitate, să încercăm să delimităm și să ne găsim modele politice care să ne reprezintă. Ce ați făcut, doamnă? V-au îndreptat ăia din greșeală și creierul când s-au pus cu placa pe frizură? Auzi, trebuiesc să avem alte modele. Oh, da, trebuiesc să avem. Și apoi, imediat, s-a creat anumite modele. Ele, modelele, e mai multe, doamnă. Unele e bune, altele e rele, ce să... Băieții! Vorbește corect, agramato! Mulțumesc. Grav, grav, noroc cu dumneavoastră, doamnă, că trageți acest semnal de alarmă. Și mai am o chestie să vă spun. Am primit mesaje zilele astea de la niște oameni destul de deranjați că mă iau din prima așa de tanti Vasilica. Pe bune? După 28 de ani de încercări de a ne face o țară, ne e aruncată în față o tanti nimeni care nu poate să spună o frază fără să-i dea două palme zdravene limbii române. Și vouă vi se pare în regulă? Despre ce mai vorbim? Stăm toată ziua cu educația în gură, facem proiecte de reformă an de an și noi vorbim limba română ca un motostivuitor gripat la nivel de prim-ministru. Doamne, îmi vin în cap cuvintele doamnei Vasilica Viorica. Eu sunt un om al dialogului. Așa? Așa dialogați, doamnă? Agramată și incultă? Trebuiesc alte modele? Adică niște modele de genul poți să ajungi premier deși pare că ai terminat doar 4 clase. Modele din astea trebuiesc să avem? La modele de acest fel se vor raporta elevii, tinerii? I am glad that we have with us representative of the Gulf States. Culture is an universal language. We are talking a region with a huge historical significance. Cred că este un lucru foarte important, deoarece cred că cultura este cel mai important liant între țări. În același timp a obținut pentru prima dată funcții care ne va ajuta pe noi românii. Alo, PSD-ul, ce n-ați înțeles voi e că nu mai merge cum mergea. A mers, da, am fost și proști, foarte proști, dar e din ce în ce mai puțin loc pentru vrăjeală de-asta ieftină. Tic-tac, băieții, tic-tac, mai e puțin. Altfel, ce ai, mă, educația este prioritate zero pentru noi. A, chiar, cred că ar trebui să-i întrebăm pe oamenii ăștia ce naiba înțeleg ei prin educație, că poate aici e problema.